a Credinței. Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de părintele Adrian Blăjuță. Bun găsit, dragi ascultători. Sunt preotul Adrian Blăjuță. Ca de obicei, mă bucur să vă salut și să vă întâlnesc prin intermediul Radio Maria. Și în cadrul acestei emisiuni Frumusețea credinței, pe care noi o realizăm din studioul Radio Maria din Iași. Este o nouă ediție, cum spuneam, a emisiunii Frumusețea credinței. Vă reamintesc faptul că în cadrul acestei emisiuni, timp de o oră, discutăm despre subiecte de actualitate pentru viața noastră de credință. Emisiunea este difuzată și reluată sâmbăta următoare de la ora 15.30. Așa cum v-am vorbit și în edițiile trecute ale emisiunii, dragi ascultători, în această perioadă a postului mare dorim să ne pregătim cât mai bine pentru spovadă de Paști, să ne readucem aminte ce reprezintă spovada, care sunt elementele spovezii și cum putem face ca să obținem iertarea lui Dumnezeu și să fim cât mai pregătiți pentru acest moment al întâlnirii cu milostivirea lui Dumnezeu din taina sfintei spovezi. Deja au trecut mai multe zile din această perioadă a postului mare. Am trecut de jumătatea postului mare. De deci aceea, cred că fiecare dintre noi privim spre solemnitatea învierii Mântuitorului și ne dorim să ne pregătim cât mai bine. Poate la începutul postului ne-am luat mai multe angajamente, și de multe ori se întâmplă să nu reușim să le punem în practică, dar să ne reamintim acest lucru că e important să ne luăm puține angajamente, lucruri simple, dar pe care să le observăm și să le realizăm pas cu pas, zi de zi, apropiindu-ne de solemnitatea Anvierii. Așadar, dragi ascultători, continuăm pregătirea noastră pentru spovadă. În această perioadă îl avem alături de noi pe Părintele Iosif Enășoaie, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Îl salut din nou. Părinte Iosif, mulțumim și de această prezență și pentru faptul că ne sunteți alături pentru a progresa în viața noastră spirituală și să facem în așa fel încât Spovada pe care o vom face și în această perioadă, dar și pe viitor să fie cât mai bună. Cred că este cazul să ne amintim că este important pentru a arăta că într-adevăr noi vrem să ne pregătim de Sfintele Sărbători de Paști, să arătăm că suntem dispuși să facem ceea ce Dumnezeu ne cere și să facem un pas înainte în ceea ce privește convertirea pentru că asta înseamnă să trăim cu adevărat perioada postului mare, să ne convertim, să ne schimbăm ce mintea, inima, sufletul, atitudinile noastre și într-un cuvânt viața noastră. Viața noastră să fie în conformitate cu realitatea noastră și anume cu faptul că suntem făpturi noi, devenite creaturi noi prin Sfântul Botez ori perioada postului mare ne ajută să trăim din plin botezul. Convertirea este trăirea botezului, pentru că am primit Sfântul Botez și la Sfântul Botez am primit Harul Sfințitor, bineînțeles și la te virtuți teologale, am fost sfințiți și consacrați de Dumnezeu, însă nu e suficient numai să primim Harul Botezului, sacramentul, taina Botezului, ci trebuie și să trăim, iar pentru a putea trăi este nevoie de Intervenția noastră, adică de efortul nostru pe lângă harul lui Dumnezeu. Într-adevăr, asta încercăm și noi să facem, și mai ales că în cadrul emisiunii Frumusețea Credinței facem pași importanți, zic eu. Am primit din partea ascultătorilor mai multe răspunsuri și avem încredere că aceste emisiuni ale noastre îi ajută pe dragii noștri ascultători. Așadar, să vă reamintesc că dragi prieteni, că emisiunea are și cele două rubrici speciale preluate din revista Lumina Creștinului, revista lunară a Dieceze de Iași, rubrica Lămuriri din Biblie a Părintelui Alois Bulai și rubrica În apărarea sănătății a doctorului Bianca Hanganu. Și vă mai reamintesc faptul că aveți la dispoziție un număr de telefon prin care puteți să intrați în dialog cu noi puteți să ne adresați întrebări, poate sunt nelămuriri sau poate vreți să clarificăm anumite lucruri cât privește și în mod special spovada și pregătirea pentru spovadă. Numărul la care ne puteți contacta este 0359 444 410. Așadar, Părinte Iosif, să vorbim despre spovadă, să vorbim despre lucrurile care ne ajută să facem o spovadă bună. La începutul discuției noastre, să reamintim tuturor care sunt condițiile necesare pentru a dobândi iertarea păcatelor prin sacramentul spovezii. Da, până acum am încercat să lămurim lucrurile cu privire la câteva condiții și anume mai întâi cercetarea conștiinței, prin care să ne aducem aminte ce păcate am săvârșit când e vorba mai ales de păcatele de moarte și uh, referitor la numărul acestora. Apoi, a doua uh, condiție este căința. Căința prin care noi trezim în sufletul nostru regret sincer că l-am supărat pe Dumnezeu prin păcatele noastre. În uh, ce ordine intră sau unde intră această căință, ne putem gândi la Faptul că în, Eva, în Vechiul Testament se spune așa, sfâșiați-vă inimile și nu hainele voastre. Căința înseamnă această sfâșiere a inimii, înseamnă a rupe tot ceea ce ne leagă într-un mod egoist de noi înșine, de realitățile care ne înconjoară și ne separă de Dumnezeu. Ori în momentul în care noi ne-am atașat foarte mult de noi înșine și de creaturi, înseamnă că ne-am separat de Dumnezeu. Și acum trebuie să rupem aceste legături, să sfârșie minima noastră de aceste legături și să ne apropiem din nou de Dumnezeu. Căința. Despre căință vom vorbi în ediția de astăzi a emisiunii Frumusețea Credinței și să ne reamintim ascultătorilor noștri și celelalte elemente, celelalte condiții necesare pentru a face o spovadă bună ca apoi să uh, vorbim mai mult despre căință. Da, deci a doua este căința, a treia condiție, prima am spus că este cercetarea conștiinței, căința după aceea mărturisirea păcatelor, recunoașterea cu sinceritate a păcatelor noastre în fața preotului care este pus de Hristos să îl reprezinte și milostivirea lui, apoi propunerea, o altă condiție, îndreptarea vieții, propunerea de îndreptare a vieții și împlinirea pocăinței sau a canonului de pocăință. Acestea sunt cele cinci condiții pentru ca să putem primi iertarea păcatelor prin taina sau sacramentul spovezii sau al reconcilierii al pocăinței. Așadar, trecută am vorbit despre, în ediția trecută am vorbit despre examinarea conștiinței și acum vom vorbi despre căință. Părinte Iosif, unde ar intra această condiție a căinței în cadrul catehezelor noastre despre spovadă, a predicilor noastre pe care le facem adresându-ne credincioșilor, unde am putea noi să situăm această, acest mesaj despre căință? Da, e vorba de ceea ce aminteam ceva mai înainte, și anume că Dumnezeu încă din Vechiul Testament cere poporului detașarea de el însuși, detașarea de idoli, de zeități, de toate celelalte și atașamentul total față de Dumnezeu, față de Cel care este unicul Dumnezeu adevărat. Ori prin păcat, noi nu facem altceva decât să renunțăm la Dumnezeu și să ne atașăm de celelalte creaturi, înlocuindu-L pe Dumnezeu cel adevărat cu zeități pe care le facem noi. Fie că ne punem pe noi în centrul atenției, ne zeificăm pe noi, pe noi fie că uh, transformăm în adevărați idoli pe cei din preajma noastră, începând cu persoanele din jurul nostru, continuând cu banii, cu averea, cu plăcerea, cu distracțiile și toate celelalte pe care le idolatrizăm și pe Dumnezeu îl punem deoparte, iar acestea ocupă inima noastră. Acum, prin căință, noi vrem să ne detașăm de toate aceste. Idolatrii, de toată această idolatrie, și să ne atașăm cu toată vința noastră de Dumnezeul cel adevărat. Aici este um, introdusă această căință, acest regret că l-am părăsit pe Dumnezeu, izvorul vieții, și ne-am atașat de noi înșine. Tocmai um, acest lucru aș vrea să-l scoatem în evidență, să vedem ce reprezintă propriu-zis căința. Ce înseamnă această căință? Suferința este o durere a sufletului, sau dacă vrem, o suferință interioară care pornește de la considerentul că, prin răul pe care l-am făcut, detașându-ne de Dumnezeu și atașându-ne de creaturi, l-am ofensat pe Dumnezeu și acum vrem să ne îndreptăm. Regretăm că l-am ofensat pe Dumnezeu, că l-am jignit pe Dumnezeu înlocuindu-l cu creaturile sale. Adică am ales frumusețile și plăcerile lumii și a tot ceea ce a creat Dumnezeu ca să, ca să, să le punem în locul lui Dumnezeu. E, această căință, acest regret sincer, că asta este, regret sincer că l-am ofensat pe Dumnezeu prin faptul că am ales creaturile în locul Creatorului, este aceea care ne face acum să ne apropiem de Dumnezeu. să... Facem un pas spre Dumnezeu, semn clar că pentru noi Dumnezeu reprezintă valoarea supremă și nu mai sunt creaturile sau noi înșine valoare supremă sau scopul ultim, ci Dumnezeu este scopul ultim, El care este binele suprem, adevărul autentic și bucuria și fericirea eternă pentru fiecare dintre noi. Această căință Poate să îmbrace mai multe aspecte. Printre altele, auzim uneori oameni care regretă anumite fapte pe care le-au făcut. Și aici ne-am referit la căința umană. Există multe situații în care ne pare rău. De exemplu, îmi pare rău că l-am supărat pe cineva. Îmi pare rău că făcând o anumită acțiune a trebuit să sufăr. De exemplu, un copil, regretă că a făcut o rău, de ce? Pentru că a primit o pedeapsă de la părinți. Aceasta este o căință purumană sau elevul care n-a învățat și a fost pedepsit la școală punându-i o notă mică sau cineva care s-a apucat de furat și după ce a furat l-a prins poliția și acum trebuie să îi spășească pentru asta. Și lui îi pare rău nu pentru că L-a ofensat pe Dumnezeu și pentru că a fost prins și acum trebuie să-i spășească pedeapsa sau lucruri și mai grave, cineva care a făcut o crimă și care a fost descoperit și trebuie să facă acum pușcărie sau poate pentru toată viața sau chiar să fie condamnat la moarte. Îi pare rău de lucrurile acestea, dar aceasta nu este căința cea care se cere pentru spovadă. Dacă vorbim despre tipurile de căință, ne amintim, eu zic, fiecare dintre noi, atunci când am pregătit prima sfântă împărtășanie sau prima spovadă pe care am făcut-o în viața noastră la momentul respectiv și ne aducem aminte că am învățat că există o căință desăvârșită și o căință nedesăvârșită și cred că pentru mulți era o problemă să înțeleagă ce reprezintă una, ce reprezintă cealaltă, care este importantă pentru a face o spovadă și pentru a putea să te împărtășești, care poți să o folosești și să... Haideți să explicăm tocmai aceste lucruri, să ne oprim la aceste tipuri de căință, căința desăvârșită și cea nedesăvârșită în cadrul Sfintei Spovezi. Eu aș începe cu căința nedesăvârșită. Ce este această căință nedesăvârșită? În primul rând, este o durere, un regret sincer că, prin păcatele săvârșite, am pierdut valori supranaturale, și anume, harul lui Dumnezeu, prietenia lui Dumnezeu, am pierdut împărăția cerului, posibilitatea de a dobândi fericirea paradisului și ne-am făcut vrednici de o sânda veșnică, adică, datorită acestor păcate, sigur mă refer aici la păcatele mari, grave de moarte, am riscat să ajungem să ne condamnăm pentru totdeauna, să fim condamnați de Dumnezeu pentru totdeauna la o sânda iadului. Sunt motive supranaturale acestea, nu sunt motive pur umane, pentru că Harul lui Dumnezeu este supranatural, împărăția cerului este supranaturală, peste natura noastră, de asemenea, pierderea fericirii veșnice și o osânda veșnică este peste puterile noastre. Ei, cine regretă atunci când merge la spovadă că prin păcatele sale a pierdut harul lui Dumnezeu, a pierdut împărăția cerului și a meritat să fie condamnat pentru totdeauna la osânda veșnică, face un act de căință nedesăvârșit, adică incomplet, în sensul că nu pornește dintr-o iubire profundă, totală față de Dumnezeu. Când însă trece de acest nivel și anume ajunge să regrete că prin păcate l-a ofensat direct pe Dumnezeu așa cum spune fiul risipitor tata am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului nu mai sunt vrednic să fiu numărat printre fiii tăi. E, iată aici este căința săfârșită De ce? Îmi pare rău, regret sincer că l-am ofensat pe Dumnezeu care este tată iubitor sau l-am ofensat pe Hristos care a murit pentru mine, l-am ofensat pe Duhul Sfânt cel care este prietenul și învățătorul meu și prin păcatele săvârșite l-am ofensat și l-am alungat efectiv din sufletul meu atunci când am săvârșit doar un singur păcat de moarte. E, acum ce fac? Regret. Trezesc în sufletul meu un regret sincer. Simt durere în sufletul meu că prin păcatele mele l-am ofensat pe Dumnezeu cel care este mare, bun, puternic, sfânt, milostiv, care este iubire. Iar eu am ofensat această trăime de iubire. Acum, regret, îmi pare rău. Simt durerea adâncă în sufletul meu pentru că, prin aceste păcate, eu l-am ofensat pe Dumnezeu. Deci asta este căința desăvârșită pe care o poate trezi cineva în sufletul său. Sigur, nu trebuie să ne dăm seară, adică să credem că aceasta o putem face numai cu forțele noastre. Avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Dar Harul lui Dumnezeu nu ne lipsește niciodată. El este cel care ne previne, adică vine în întâmpinarea noastră tocmai pentru ca noi să putem trezi în sufletul nostru această căință. Cât privește această căință nedesăvârșită, dacă stăm și ne gândim un pic la situația dintr-o familie, a unui copil care poate să îi pară rău că a spart, de exemplu, geamul la casă cu mingea, să îi pară rău și să se căiască pentru că va primi o muștrulială bună din partea părinților și atunci apare această căință pentru ceea ce a făcut, nu? Da. Asta ar fi o căință nedesăvârșită, dar când el se gândește copilul că, uite, atâta... Se zbate mama și tata ca eu să am uh, tot ce-mi trebuie pe masă. Uh, poate cu greutăți a construit această casă și uh, geamul acesta, cât efort uh, au depus ei pentru a uh, pentru, uh, avea această casă, și uh, gândindu-te sau să se gândească acel copil. Cât de mult îl iubesc, îl iubesc părinții, atunci deja este un al doilea nivel. nu? Este vorba despre această căință desăvârșită, pentru că nu te mai gândești neapărat la pedeapsă, dar mai ales la faptul că ai ofensat iubirea celor, celor dragi. Să zicem o comparație din, din viața noastră de fiecare zi. Părinte, să mergem mai departe și să introducem în acest moment rubrica biblică. Vedem tot referitor la, la căință ce înseamnă convertirea adevărată și din Sfânta Scriptură. Lămuriri din Biblie Dar Dumnezeu, trecând cu vederea timpurile de ignoranță. Vestește acum oamenilor de pretutindeni să se convertească. În ce constă această convertire? Versetul 30 din textul acesta se leagă de versetul 23: Căci străbătând cetatea și observând cu atenție monumentele voastre sacre, am găsit și un altar pe care este scris Dumnezeului necunoscut. Așadar, cel pe care îl cinstiți fără să-l cunoașteți, pe acesta vi vestesc. Este răspunsul creștin la setea de cunoaștere a atenienilor. Denunțarea contra idolilor, așadar, dacă suntem din neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei, opera măiestriei și a imaginației omului, îi permite redactorului să dezvolte tema convertirii la adevăratul Dumnezeu, la acceptarea învierii lui Isus și așteptării judecății. Sfântul Luca numește istoria lumii păgâne în căutarea lui Dumnezeu ca timpul al ignoranței. În generațiile trecute, el a lăsat ca toate popoarele să meargă pe căile ignoranței. Omul putea să-l cunoască pe Dumnezeu, dar a ieșuat. Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și deci nu l-a venerat, nu a avut atitudinea corectă pe care Dumnezeu o așteaptă de la om. Necesitatea convertirii arată că nu e vorba doar de o lipsă de cunoaștere intelectuală despre Dumnezeu, ci o adevărată deviere. Dar acum, iată cotitura. Cu proclamarea Evangheliei, istoria mântuirii ajunge la lumea păgână. Ca și pentru iudei, Dumnezeu trece peste ignoranța vinovată, oferă un nou punct de plecare, o nouă șansă. Dumnezeu le oferă tuturor, și deci și atenienilor, ca și cititorilor, posibilitatea de a se converti. În sens biblic, de a se căi renunțând la rău, pentru a se îndrepta cu toată ființa spre Dumnezeu și voința Sa. Lămuriri din Biblie. Am revenit în direct, dragi ascultători, din studioul Radio Maria din Iași. Suntem împreună cu părintele Iosif Enoșoaie, vorbim despre, despre spovadă, în mod special despre căință și am vorbit înainte de această pauză muzicală și a lămuririlor din Biblie, am vorbit despre tipurile de căință desăvârșită sau nedesăvârșită. Așadar, Părinte Iosif, mergem mai departe în dialogul nostru, în discuția noastră despre căință și pentru pregătirea uh, Sfintei Spovezi. Și aș vrea să vă întreb acum, care căință este necesară pentru spovadă? Ce fel de căință? Desăvârșită, nedesăvârșită? Când este vorba de căință, să reținem căința pur umană nu este suficientă pentru a putea primi iertare de păcate prin sacramentul mărturisirii sau al spovezii. Deci aceasta trebuie exclusă. Mai rămân celelalte două, căința nedesăvârșită și căința desăvârșită. Pentru Sfânta Spovadă trebuie să avem minimum de căință și anume căința nedesăvârșită, aceea care provine din regretul sincer, că prin păcatele noastre am pierdut harul lui Dumnezeu, împărăția cerului și am meritat să fim condamnați pentru totdeauna la iad. Acestea sunt uh, valori supranaturale, valori mult mai mari, infinit mai mari decât căința noastră sau regretele noastre pentru pierderile acestea umane. Pentru că dacă avem această căință când mergem la spovadă, adăugându-se dezlegarea preotului, ea devine suficientă pentru a putea să beneficiem de iertarea lui Dumnezeu prin sacramentul Spovezii. Dar este foarte bine recomandat ca noi să ne străduim să adăugăm la căința nedesăvârșită pe cea desăvârșită, și anume să regretăm păcatele noastre pentru că prin ele l-am ofensat pe Dumnezeu, valoarea supremă, pe Dumnezeu care, cum spuneam, este Părintele nostru, Tatăl nostru care ne iubește infinit de mult și prin păcat l-am ofensat pe Dumnezeu, i-am refuzat iubirea sa, să regătăm că l-am ofensat pe Isus, care a venit în această lume pentru mântuirea noastră și l-a costat mântuirea noastră propria sa viață, s-a jertit pe cruce și de asemenea l-am ofensat pe Duhul Sfânt cel care a făcut locuință sfântă din ființa noastră la Sfântul Botez, ne-a transformat în temple minunate ale gloriei sale. Iar noi ce am făcut? L-am scos afară din propria sa locuință, din sufletul nostru, din templul său minunat pe care l-a creat în ziua botezului. Ei, toată această ofensă este într-adevăr imensă. Și atunci eu regret pentru că prin păcatele mele l-am ofensat pe acest Dumnezeu întreit, pe acest Dumnezeu care este iubire, în formula pe care o avem noi când ne mărturisim, când facem mărturisire, avem așa zisul act de căință. Cine dintre noi cunoaște bine aceasta și dacă nu-l cunoaștem, vă recomand să deschideți o carte de rugăciuni și veți găsi acolo actul de credință, actul de speranță și actul de iubire ca și actul de căință. Ei, citiți acea rugăciune de acolo, cine nu știe să o învețe, să o învețe pe din afară, dar nu așa ca un papagal, ci să se gândească bine. Pentru că, iată, această rugăciune este o rugăciune completă. De ce? Ne pregătește atât pentru căința nedesăvârșită, cât și pentru căința desăvârșită. Și de aceea este recomandat ca înainte de a intra în confesional, în scaunul de spovadă, înainte de a ne apropia de preot, pentru a ne mărturisi păcatele, să facem un act de căință cu toată încrederea și cu toată credința pentru că, iată, în acest act de căință avem primul aspect, căința nedesăvârșită. pentru că prin păcatele mele am pierdut harul lui Dumnezeu, spune această rugăciune, această formulă, am pierdut harul lui Dumnezeu și împărăția cerului și m-am făcut vreni de pedeapsa veșnică Iată aspectul căinței nedesăvârșite. Adaug după acea, această rugăciune, dar mai mult mă căiesc, rețineți, dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind, te-am mâniat pe tine, mai corect ar fi, te-am ofensat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu. Părintele meu e vorba de Tatăl Ceresc, Mântuitorul meu este Iisus Hristos și cea de treia persoană, Sfânta Treime, Duhul Sfânt. Te-am ofensat pe tine, care ești atât de mare și atât de bun, atât de vrednic de iubire. Și urmează mai departe un alt aspect pe care să-l discutăm la următoarea în noastră întâlnire mă hotărăsc cu ajutorul harului tău ce să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Iată așadar această formulă care este una dintre cele mai complete formule pentru a face o spovadă bună. Vă recomand să o citiți, să o învățați pe din afară, pentru că cine face această rugăciune, acest act de căință, înainte de a intra în confesional, cu siguranță, că atunci când va fi momentul să primească dezlegare de la preot, va avea în sufletul său această căință și va, put va primi cu siguranță iertarea păcatelor prin acest sacrament. Adică Dumnezeu Cel Milostiv, care ne pregătește să avem această căință, ne va da și iertare pentru păcatele pe care noi le mărturisim cu sinceritate adică recunoaștem că prin ele l-am ofensat pe Dumnezeu. Iată așadar, ce importantă este această formulă pe care noi să o învățăm, să o cunoaștem foarte bine, sunt și alte formule, mult mai succinte, dar care nu sunt atât de complete cum este aceasta. Cei care au învățat la catehism, la prima împărtășanie, o altă formulă, îmi pare rău, din păcate, spuse și uitate, cererea de la Dumnezeu a la tine, Părinte, pucăință și deslegare. E incomplet aceasta. Nu înseamnă că nu are ceva un mez, dar îi lipsește esența, și anume căința de nedesăvârșită și căința desăvârșită. Vă recomand, insist asupra acestui lucru, învățați cu toții această formulă pe din afară, pentru că la un moment dat, după ce ați mărturisit păcatele, și părintele v-a dat pocăința, zice, acum spune actul de căință. Este tocmai această rugăciune pe care noi trebuie să o spunem, pe care cunoscând-o, o vom face mult mai ușor. Vedeți că de obicei în confesional este întuneric, în marea majoritate a cazurilor. Nu, nu putem lua o carte de rugăciune pentru ca să citim acolo. Nu, ci dacă am învățat obi din afară, ne este foarte ușor să uh, spunem această rugăciune și ne simțim foarte bine după ce am făcut aceasta iar între timp, părintele uh, confesar ne va da dezlegare pentru păcatele noastre. Cel care ne ascultă spovada va rosti rugăciunea de dezlegare fie în timp ce noi facem actul de căință, fie după ce am făcut acest act de căință. Deci urmează această dezlegare de păcate. Bineînțeles, noi vorbim acum în mod special uh, pentru ritul uh romano-catolic, pentru că probabil nu știu prea multe, nu am intrat prea multe în detalii cum se desfășoară și Sfânta Spovadă în ritul oriental, în ritul greco-catolic și oricum această căință este necesară tuturor celor care vor să facă o spovadă, fie la greco, fie la romano-catolici. Dar, părinte Iosif, știți, atunci când știu, mai vedem anumite persoane care merg la spovadă și își împărtășesc aceste păcate, le pare rău de ceea ce au făcut, se căiesc și își propun sigur să nu mai păcătuiască, dar eu am mai văzut și multe persoane care au ajuns să creadă, să consideră că dacă au o anumită căință pentru păcatele lor, nici nu mai trebuie să treacă pe la scaunul de spovadă, și sunt anumite influențe din lumea protestantă, de exemplu, sau din această zonă. Și uh, spun da, nu mai e. mie îmi pare rău uh, și uh, merg să mă împărtășesc. Uh, ce părere aveți despre ce fel de căință este aceasta atunci când uh, când uh, omul merge la împărtășanie, fără să, uh, să aibă o căință desăvârșită sau uh, să meargă și la spovadă? Da, ar putea fi situații extraordinare. Când spune extraordinare, înseamnă în afara ordinei obișnuite, pentru că pentru a putea primi cu vrednicie Sfânta Împărtășanie, se cere să avem un suflet curat, fără niciun păcat de moarte cel puțin. Dacă sunt păcate mici, am putea să primim Sfânta Împărtășanie, dar cu un act de căință. Un act de căință, așa, cu hotărârea fermă ca la prima ocazie să mergem să ne mărturisim păcatele pentru a putea primi Sfânta Împărtășanie. Dar când este vorba de păcate de moarte, nu ne putem împărtăși decât după ce am mărturisit păcatele la confesional, în fața preotului. Dacă sunt cazuri excepționale, atunci cineva ar putea, cu un act de căință desăvârșită, cu aprobarea autorității bisericii, să primească Sfânta Împărtășanie. Ne gândim aici, la o calamitate naturală. E un pericol foarte mare de inundații, așa, și s-ar putea ca până când cineva ajunge rândul să se spovedească, sunt sute sau mii de credincioși, vine o avalanșă sau vine o inundație, vine un tsunami. Nu? Nu mai ai timp să te mărturisești. Ei, atunci în cazul în care faci un act de căință de săvârșită și părintele are posibilitatea să-ți dea împărtășania, îți poate da preotul două dezlegare generală pentru toți cei prezenți cu condiția să aibă acest act de căință și pot primi Sfânta Împărtășanie în aceste condiții sau, eu știu, în cadrul unui cu tremur de pământ sau cine mai știe ce, dar oricum sunt cazuri excepționale să oferească Dumnezeu de război. În toate aceste situații excepționale, cineva ar putea să primească Sfânta Împărtășanie cu această dezlegare generală dată de către preot sau episcop și să beneficieze de posibilitatea de a se împărtăși sau e sărbătoarea Paștelui, sunt mii de credincioși care vor să se spovedească, și care se pregătesc din timp să se spovedească, dar există puțin preoți sau există un singur paroc care are mii de credincioși. Nu are cum să le asculte pe toți. Ca să facă aceste mii de spovezii trebuie zile întregi. Și atunci, în cazul acesta, pot primi o dezlegare generală de la, de la parocul lor, pot să se apropie de Sfânta Împărtășanie cu acest act de căință desăvârșită pe care îl fac cu condiția ca imediat, când o vor avea posibilitatea, să meargă să-și să mărturisească fiecare personal păcatele la spovadă. Cine s-ar la împărtășanie, chiar dacă face un act de căință de săvârșită, fără să aibă permisiunea bisericii, fără să aibă dezlegarea aceasta generală, fără să aibă dispoziția sufletească de a se mărturisi cât mai curând posibil, acela nu tratează cum se cuvine Euharistia, acela nu primește cu vrednicii Sfânta Împărtășanie, acela este inconștient că își mănâncă și își bea propria o sândă, cum se exprimă Sfântul Apostol Paul. Ori noi trebuie să luăm în considerare că Euharistia, Sfânta Împărtășanie, este Iisus Hristos, este trupul și sângele, sufletul și Dumnezeu, adică al Hristos întreg, cel înviat, pe care noi îl primim în mod tainic în Sfânta Împărtășanie, ori nu îl putem primi pe Dumnezeu cel Sfânt, infinit de curat, într-un suflet pătat, într-un suflet plin de păcate, cum ar fi acela unuia care să săvârșește păcate mari și apoi merge să se împărtășească. Cine ar avea doar păcate mici și dorește să se împărtășească, acela poate să facă un act de căință înainte de a se împărtăși, poate să meargă să primească Sfânta Împărtășanie, pentru că prin Sfânta Împărtășanie se pot ierta păcatele mici, dar rămâne condiția ca după aceea, când va avea posibilitatea să meargă să se spovedească, să-și mărturisească păcatele, chiar și cele mici, pentru că și ele devin un pericol pentru a cădea în lâncezeală și a ne străina de Dumnezeu și în felul acesta, după aceea, se poate ajunge frumos frumos în, se, în ghilimele spus se poate ajunge ușor la păcate mari la lucruri grave se începe totdeauna cu lucruri mărunte, Nu nimeni dintre noi n-a făcut primul păcat un păcat de moarte, cu siguranță toți am început cu păcate mici un copil uh, începe să spună o minciună mică prima dată, după aceea dacă se obișnuiește cu minciuna, cu minciunica nu, începe să spună din ce în ce mai mari, până când ajunge după aceea să facă păcate foarte grave chiar cu minciuna sau cu furatul. Nu poate fura un copil cine știe ce lucruri mari, dar dacă el se învață de mic cu furatul, după aceea încet, încet ajunge să fură, cum se spune, cine fura un ou, fură un bou. Ei, se trece de la o anumită situație la alta, de la păcatele mici se poate ajunge la păcatele grave. Așadar, atenție mare, acolo unde sunt comunități care nu mai obișnuiesc să se spovedească, deși ei au păcate, au păcate mari. Și merg direct la împărtășanie, aceștia nu procedează conform așteptărilor lui Hristos și conform învățăturii clare și curate a bisericii. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea preotului, să cerem iertare de la Dumnezeu, să mărturisim păcatele noastre, să împlinim canonul de pocăință pentru a putea beneficia de iertare prin această taină sfântă. Părinte Iosif, să vedem un pic, dacă noi discutăm despre locul căinței în cadrul Sfintei Spovezi, să vedem când ar trebui să trezim această căință în suflet pentru a dobândi iertarea păcatelor în sacramentul mărturisirii. Care ar fi ordinea sau când ar trebui să ne gândim la această căință? oricum cu siguranță înainte de a primi dezlegarea de la preot. Această căință este foarte bine ca după ce ne-am adus aminte de păcatele noastre să ne gândim ce s-a întâmplat în urma acestor păcate, că l-am ofensat pe Dumnezeu. În momentul în care ne vom da seama cine este Dumnezeu cel pe care noi l-am ofensat, ne vom da seama de situația în care ne aflăm, cu siguranță că atunci vor apărea în sufletul nostru regrete, adică această căință, durere, suferință, pentru că prin păcatele noastre noi de fapt am întors spatele lui Dumnezeu și ne-am uh, îndreptat spre creaturile lui Dumnezeu. După ce am făcut uh, această cercetare a conștiinței a cugetului nostru, ne-am adus aminte de păcatele noastre, și uh, le-am luat în considerare în relație cu Dumnezeu, cu iubirea sa, cu darul pe care el l-a făcut de sine însuși și a posibilității de a ajunge la mântuire, atunci în sufletul nostru Dumnezeu va face să coboare această durere, iar noi să nu uităm să-L implorăm pe Duhul Sfânt, Cel care să pătrundă în adâncul sufletului nostru cu iubirea sa milostivă și să transforme căința noastră, cea incompletă, să o facă să fie o căință nedesăvârșită și chiar desăvârșită, pentru ca în felul acesta să beneficiem din plin de roadele răscumpărării pe care uh, Dumnezeu ni le oferă prin acest sacrament. Când uh, am făcut mărturisirea păcatelor, sau mai bine zis după mărturisirea păcatelor, uh, vom răspunde în, la întrebările eventuale pe care ni le pune preotul cu privire la anumite păcate pe care le-am făcut pentru a lămuri mai bine situația noastră sufletească, în cazul în care preotul simte nevoia să ne pună aceste întrebări, iar după ce uh, s-a lămurit situația, se cunoaște bine starea noastră sufletească, părintele ne va îndemna, ne va da eventual o directivă, un îndemn, un sfat bun pentru a ne corecta, ne îndrepta viața, iar apoi. Înainte de a primi dezlegarea, preotul ne spune ceea ce spunea măritul nostru romano-catolic. Acum spune actul de căință. Este momentul în care noi desăvârșim acțiunea noastră de împlinire acestei condiții a căinței. Spuneam că după ce am făcut cercetarea conștiinței, dacă ne gândim bine la starea în care ne aflăm, nu se poate să nu regretăm. Înseamnă că dacă nu regretăm, nu suntem cu adevărat creștini, nu suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu, care conștientizăm că l am ofensat pe Dumnezeu prin păcatele noastre. Și n-are niciun rost să mergem la spovadă dacă nu ne pare rău de păcatele noastre. Pentru că am vrea să beneficiem de iertare lui Dumnezeu, dar fără să ne pare rău că l-am ofensat. Și atunci Dumnezeu să spună, bine, după ce m-ai ofensat, acum te prezenți în fața mea n-ai nicio dispoziție necesară că eu să pot să-ți acord iertarea. Deci trebuie să întrunim această condiție esențială, rețineți, esențială, fără căință nu se poate primi iertare de păcate, chiar dacă ne ar da dezlegare preotul. Dacă ne întreabă, ne pare rău de păcate și noi spunem da, dar din gură spunem și nu spunem din inimă, din convingerea noastră interioară, preotul poate să ne dea dezlegarea. Să nu uităm însă că iertarea, nu o dă preotul, ci o dă Dumnezeu. Preotul ne dă dezlegarea, ne, dă, ne oferă posibilitatea de a intra din nou în comuniune cu Dumnezeu și cu comunitatea creștină. Iertarea însă este ratificată de Dumnezeu datorită condițiilor pe care noi le împlinim, și anume a căinței, a regretului că, prin păcatele noastre, l-am ofensat. Iată când, cum trebuie să procedăm pentru ca într-adevăr să fim beneficiarii din plin a iertării lui Dumnezeu prin această taină sfântă, prin acest sacrament sfânt. Când uh, înțelegem acest lucru, să știți că nu ne va fi greu să trezim în sufletul nostru această căință, acest regret, această durere profundă, uh, pentru că prin păcatele noastre ne-am înstrăinat de Dumnezeu și ne-am apropiat de noi înșine prea mult. Introducem în acest moment rubrica de sănătate a doctorului Bianca Hanganu. În apărarea sănătății. Odată ajunse în stomac, alimentele pe care le consumăm sunt descompuse în mai multe elemente, printre care și glucoza. Glucoza fiind un tip de zahăr. Se găsește de obicei în produsele făinoase, în lactate, în dulciuri și fructe. Din stomac, glucoza ajunge în sânge. În acest moment, corpul trimite semnale pancreasului că nivelul glucozei a crescut, iar pancreasul eliberează un hormon numit insulină. Cu ajutorul insulinei, corpul transformă glucoza în energie. Pentru ca organismul să funcționeze normal, trebuie să existe un echilibru între glucoză și insulină. Astfel, dacă noi consumăm alimente bogate în glucoză, pancreasul eliberează mai multă insulină. La unii oameni însă, acest echilibru nu mai există și apare diabetul zaharat. Acesta este de două tipuri, de tip 1 și de tip 2. Diabetul zaharat de tip 1 apare când pancreasul este bolnav și nu produce deloc insulină, iar glucoza din alimente nu mai poate fi transformată în energie și se acumulează în sânge în cantitate mare, fenomen pe care îl numim hiperglicemie. În lipsa insulinei, corpul încearcă să scape de glucoza în exces prin transformarea sa în grăsime și prin urină. Glucoza determină în același timp eliminarea unei cantități mai mari de urină, numită poliurie, astfel că pacientul va simți nevoia să compenseze această pierdere prin ingestia unei cantități mai mari de apă, adică polidipsie. Glucoza din sânge este o hrană ideală pentru unele bacterii, așa că pot apărea infecții mai ușor. Spuneam că în lipsa insulinei, glucoza nu mai poate fi transformată în energie. Așa că pacientul se simte obosit. În același timp, corpul caută alte metode pentru a produce energie, iar una dintre ele este prin transformarea grăsimilor și a proteinelor. Din acest motiv, pacienții slăbesc și simt nevoia să mănânce mai mult, adică polifagie. Un alt loc unde ajunge glucoza care nu poate fi utilizată este cristalinul, adică lentila de la nivelul ochiului. Și apare astfel vederea încețoșată. Aceste simptome apar rapid și trebuie început tratamentul. Tratamentul acestui tip de diabet se face cu insulină. În diabetul de tip 2, lucrurile stau puțin diferit. Pancreasul este capabil să producă insulină, dar ori nu este suficientă, ori corpul nu se poate folosi de aceasta. Apare în special la pacienții supraponderali și obezi, deoarece grăsimea acumulată nu permite folosirea corectă a insulinei, blocând pătrunderea glucozei în celule pentru producerea energiei. Dar apare și în unele boli genetice sau la femeile însărcinate. Așa că, din nou, nivelul glucozei din sânge va crește. Ca răspuns, Pancreasul eliberează din ce în ce mai multă insulină, dar la, dar la un moment dat nu va mai putea face față. Apar aceleași simptome ca în diabetul zaharat de tip 1, numai că mult mai lent. Pacientul poate trăi chiar și 10 ani, fără a ști că are diabet. La început sunt suficiente pentru vindecare, exercițiul fizic, reducerea consumului de alimente bogate în glucoză, nu eliminarea lor completă și scăderea în greutate. Tratamentul medicamentos se face cu medicamente care ajută pancreasul să secrete mai multă insulină sau cu medicamente care ajută insulina să fie folosită corect. În stadii avansate însă, este necesar tot tratamentul cu insulină. În apărarea sănătății Părinte Iosif, dragi ascultători, am revenit în direct din studioul Radio Maria din Iași, la frumusețea credinței, sunt ultimele 5 minute din cadrul emisiunii și l-aș ruga pe Părintele Iosif să ne ofere un mesaj ultim referitor la acest subiect așa de important pentru, pentru spovadă și pentru viața noastră de credință. Avem un telefon, așa este, în vecii vecilor. Luăm, da. Da. am o mică nelămurire. Da. Noi creștini, când ne spovedim, nu ne Nu ne spune nimenea. Noi simțim nevoia să mergem să ne spovedim. Dacă nu, simțim ceva ne, nu, de simțim, simțim ceva ne la locul Simțim o prăpastie. Simțim o teamă. Durerea o avem. Ne spovedim, ne împărtășim cu harurile pe care mi le-a dat Dumnezeu, cât mi-a dat Dumnezeu. De multe ori avem o căință mai mică, alte ori mai puțin, ne rugăm să avem. Dar sunt persoane din păcate, cunosc foarte multă lume, care să duc, nu sunt, nu sunt pregătiți, nu știu ce înseamnă căința adevărată, totuși ei să duc, să duc și să simt foarte bine după ce să spovedesc, povedesc, să simt fericiți poate nu au aceeași căință pe care o avem noi, care avem percepere. Nu toți am primit acest har al perceperei. Aș vrea să vă întreb, ce aceste persoane care se duc pentru că simt nevoia, pentru că atâta percepere au, nu au atâta căință, nu simt atâta de multă, atâta de multă durere, este primit sau nu? Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat uitați să fii sus și Preasfânta Fecioară Maria. În vecii vecilor, Amin, mulțumim pentru acest telefon. Părinte, într-un minut jumătate să încercăm să lămurim și acest ascultător al nostru, doamna care a sunat. Da, mulțumim pentru întrebarea pusă. Există un răspuns. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu, care este infinit în milostivire și bogat în iertare, poate să acorde și acestor persoane iertare de păcate, pentru că El ține cont și de ignoranța noastră, ține cont de slăbiciunile noastre. Dacă cineva merge la spovadă intenționat să nu aibă căință de păcate, cu siguranță că nu va primi iertare. Dar dacă cineva merge cu acea puțină căință pe care o are, am putea spune că este ca feștirea care fumegă sau ca trestea aceea care a căzut. Spune că Dumnezeu nu stinge acea feștilă și nu uh, calcă în picioare trestea frântă. Ține cont și de această situație și cu siguranță că acea persoană poate la un moment dat, dacă continuă cu sinceritate să meargă la spovadă, să l beneficieze de harul acesta al căinței adevărate, ajungând chiar la căință de săvârșită. Deci este posibil lucrul acesta. Părinte Iosif, suntem la sfârșitul, la finalul. Deja am depășit timpul acordat acestei emisiuni, frumusețea credinței. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, mulțumesc ascultătorilor noștri pentru că ne-au fost alături timp de o oră și la bună reauzire, lăuda să fie Isus Hristos.